Un bărbat din Arad infectat cu COVID-19 a părăsit domiciliul în ultima zi de izolare. În momentul în care s-a întors acasă, arădeanul a fost așteptat de jandarmi. Să vină acasă ca urmează de stat și azi. Vine, dragă, acasă, vine, că doar nu Jandarmii verificau pe cei aflați în izolare la domiciliu când au constatat că bărbatul era de negăsit. L-au sunat, dar în zadar. După mai multe insistențe la interfon, mama bărbatului le-a răspuns și le-a spus că bărbatul de 39 de ani plecase în oraș cu niște treburi pentru care s-a ales acum cu un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor.